Mihai Eminescu Pe 15 ianuarie, în fiecare an, românii sărbătoresc ziua marelui poet Mihai Eminescu. Copii, voi știți cine a fost Mihai Eminescu? Vă invit să aflăm împreună! Mihai Eminescu s-a născut la ipotești în județul Botoșani. La 15 ianuarie. 1850. El a fost cel de-al șaptelea copil din cei 11 ai familiei Eminovici. Și-a petrecut copilăria în satul natal, jucându-se mult în aer liber, în natură. Cele mai frumoase experiențe ale copilăriei le transpune mai târziu în poezia Fiind băiet păduri cu trei ram, Fiind băiet, păduri cu trei eram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, să aud cum apa sună în Fragment din poezia Fiind băiet, păduri cu trei eram. Prima poezie pe care a scris-o a fost la mormântul lui Aron Pumnul. Aceasta a fost publicată în anul 1866 într-o broșură de poezii scrise de elevi în cinstea iubitului lor profesor de limba română. În același an își publică prima poezie de avea în ziarul Familia. În continuare, voi recita un fragment din poezia La mormântul iar pumnul. Te-ai dus, ai dus din lume. O geniu înalt și mare, col unde te așteaptă toți îngerii în cor, centoană tainic, dulcea sferelor cântare și ți împletesc ghirlande, cu nuni mirositoare, cu nuni de albe flori. După moartea profesorului său, Mihai Eminescu călătorește prin Transilvania, apoi ajunge la București, unde îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale și este angajat la Teatrul Național din București. De asemenea, acesta este prieten și cu Ion Creangă. Prietenie ce este considerată una dintre cele mai importante în domeniul literar. În tinerețe, Eminescu a studiat la Viena și Berlin, unde a studiat dreptul și filozofia, dar și cursurile altor facultăți. În Viena a cunoscut-o pe Veronica Micle, de care se îndrăgostește și căreia îi dedică numeroase poezii de dragoste. Numele său adevărat era Mihail Eminovici, însă a fost schimbat în Eminescu în momentul în care i-au fost publicate pentru prima dată poeziile. Mihail Eminescu a scris peste 200 de poezii, multe dintre acestea exprimând dragostea sa pentru natură. Poezii precum framăt de codru, Revedere, Lacul, Ce te lege în codrule, Fiind băiet pădur cu trei ram" somnoroase păsărele, copii eram noi amândoi, ilustrează această pasiune. În continuare, voi recita un fragment din lacul. Lacul codrilor albastru nu fer galbenii le încarcă. Tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Și acum voi recita un fragment din poezia Revedere. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu ne-am văzut, multă vreme au trecut, și de când ne-am depărtat, multă lume am umblat. Mihai Eminescu a scris poezia Luceafărul, poezie desemnată ca cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Eminescu s-a stins din viață în data de 15 iunie 1889, la doar 39 de ani, fiind polnav. El este înmormântat la cimitirul Belu din București. După moartea sa, România a început să-i recunoască din ce în ce mai mult valoarea și importanța, astfel că putem regăsi chipul lui Eminescu pe bancnota de 500 de lei pe care Banca Ro Națională Română a publicat-o în 2005. De asemenea, anul 2000 a fost declarat de UNESCO anul poetului Mihai Eminescu. Iar NASA a pus numele Mihai Eminescu unui crater de pe planeta Mercur.